Salutare fraților și bine v-am găsit la un nou episod de Clash Royale. Haideți să vedem și noi ce facem. Royal Giant, fratele meu Andrei Grigore. Trebuie să te uiți la acest video obligatoriu. Royal Giant-ul e viața ta. Și să vă arătă ce e viața lui, pentru că nu știu cum de uitați aici. Da, asta e viața lui. Vreau agenda 13. Hai să dăm și noi cu băieții. Hai să mergem pe săgeți. Deck-ul e selectat. Dăm și pe câteva meciuri. Stați că nu am uitat ce e pe shop. Bănuți și minioni. Hai să dăm la meci. Cred că nu-și pe live. Cred că un pic de Clash, așa să arancă mânare n-au. Vedem băieții ce zic. Ce level? Ce level? Level 9, da. Era de așteptat. Noi cu level 5. Nu-i problemă, nu-i problemă mare. Oh my fucking god. Arată și fireball-ul. Are wizardelul. Mamă, și de nou se nebunesc. Dacă sunt la lângă tower, e perfect. Băi, bubui și scheleții. Și ăla, perfect, perfect. Witch-ul rămâne în viață. Asta spamează, ăia dau damage. Ok. Foarte ok. Deocamdată. Nu știu ce se mai întâmplă de aici. Am frarit-o un pic. Pogo la trebuie să dea minim 2 hituri. V-am spus. Și acum stăm la fireball, adică nu-l mai pușăm deloc. Nu trebuie să mai arunc niciun pic de damage. O să dau fireball în caz de Goblin Barrel. Și sigur o să-l dea pentru că l-are în mână. Oh my fucking god. Aș vrea să țin fireball-ul pentru aia. Uitați. Uitați ce v-am zis, ce v-am zis fratele vostru, fraților. Și acum nu-i problemă că luăm de un fireball. Adică dacă e ceva, mai pușăm și noi un pic mai tare. Să-l prindem pe băiat. Hai, dăm un zap. Nu știu cât de bun a fost zapul ăla, dar totuși a fost. Ok, l-am buvuit în bombă, nu mai trebuie să atacăm cu nimic. Haideți să încercăm să pușăm mai tare în el. Să-l obligăm să apere, adică trebuie să țin pentru Witch să fac un rost un fireball, ok? Fireball aici. Și Witch în partea asta. Oh my fucking god, ce-a făcut push, a făcut push, nu e ok. Repede. Yeah, boys. Nici o șansă, prietenul meu drag. Stai, Cileanu. Stai pe 2, dacă nu poți, stai pe 4. Sărac, încearcă cu toate trupele să mă pușeze. Hai să facem repede un fireball. Nu mai avem timp, dar nu o să dăm ăștia. Am dat aici un zap perfect. Match-ul s-a terminat, good game, well played. Thumbs up, bitch. Nu o să fac episodul chiar foarte lung. 32 de trofei. Încercăm să facem misiunea, mai dăm un battle repede, repejor. Mai avem un pic și facem level up. Facem level 6, cu level 6 să-mi fie mult și mie mult mai ușor. Vedem ce face băiatul ăsta. Stăm aici un hog și ținem zap-ul. Nu prea am putut să-l contrez aici. Dacă are aici un Goblin Barrel, m-a terminat. Hai bombă, tu mă mai salvezi. Atât, tati.
chelețeuri să facă treaba acolo. Încercăm și noi un push Knight cu minions. Oho, ce de piticul ăla de 8. Piticul ăla de hog. Witch, man, witch. Nu se mai pune nimic la witch-ul ăla, pentru că n-are rost. O să dea un zap dacă în caz de mai pune ceva. Ce să fac reclamă, am bani temporară sau ce a zis băiatul ăsta, că n-am înțeles. Holy shit, ce de copil ăsta. O să-i bubui Valkyrie-ul și câțiva de aia. Are alt hog în mână și n-am ce să-i fac la hog-ul ăla infect. Uite-te și ce-mi face. Uite ce-mi face copilul ăsta. Ăla am de turnul. Mai prinde un hit și ăla e turnul. Mamă ce match, n-am ce să-i fac ăsta, deci chiar n-am ce să-i fac. Asta vrea misiune de pe Ghiuzdan, de pe Fortnite. Trebuie să-i luăm cât mai repede un turn, să ne îndreptăm spre un turn. Știe băiatul, știe băiatul. Du-te tati acolo, du-te și dă-le damage, intră pe witch-ul ăla. Aici trebuie să pun maxim apărare. O să vină cu hobu. Pentru că doar atât știe să facă omul. A venit pe partea asta. Bă, uite cât de cancer e copilul ăsta. Că știa că pe partea asta n-are cum să treacă. Poate acum să fie. Oare? Bă, frate, mă ia. Hai, du-te, du-te, tati. Dă-i! Yes! Holy shit! Of course, bitch! Mamă, well played, a jucat-o foarte bine, n-am ce să-i zic. Mai dăm un match ăsta episodul. Aici să apară și un challenge, dar nu putem să jucăm pentru că... Sau nu știu dacă o să ne lasă să jucăm, sper să ne lase. Dar ne trebuie level. Uite, la challenge-ul ăsta ne trebuie level 8. Bă, poate ne lasă la ăsta, nu știu, că aici n-apare cu lacăt. Deci, probabil, probabil, dacă și-l facem challenge-ul pe un live. Și ultimul match. Dacă dau 3 win-uri la rând e ok. Level 8 avem aici. Îl blocăm pe băiat. Că cine știe ce DM, BM face. Că lăsăm în pace. Și o să las pe el prima carte pentru că am cărți foarte bune și nu vreau să mă risc. Un hog aici ar fi mai greu de apărat. Ar trebui să am minions în mână. Ok, începe Baby Dragon. Încep și o Baby Dragon din spate. Sper să bată în jumatea mea. Și cred că se vor bate în jumătatea mea, da. Oh my fucking god. Oh my fucking shit. Bro, bro, are legendară. Să-mi trag palme. Nu putem să mai dai și pe scheletul ăla ca să am și o push. Are legendară, frate. Uite, ăștia apar player cu legendare. Ce pot să-i fac eu ăsta care e Inferno Dragon care îmi distruge genul scheletul ăla din prima? Băgăm Knight 100 de 6, că Knight 100 ar trebui să-l rupă pe ăla în bucăți. Mi-e frică să merg cu hog-ul. Ba, dar cred că o să merg cu hog minions. Ok. Am plecat bine, am plecat bine. Aici n-am decât să mă apăr cu... Bă, frate, cât de puțin damage dau ăla. E prins de 8, dar trebuie să-l bată, gen scheletron plus turn.
Foarte pus prost Baby Inferno Dragon ăla, pentru că n-are nicio șansă. Bomba o să bubuie și Sărbătorim e o egal cu nouă zero. ediție, ziua modei. Mamă, nu l-am omorât din Cu prima bomba de la Genesis cinci Creator la toate de articolele. 7. Sâmbătă Nu pot să cred așa ceva. beneficiezi de 25% reducere din prețul afișat la toate articolele. Ziua modei, o zi doar Hai pentru că încep tine și eu cu Witch-ul în spate, nu mai stau la discuții. În toate magazinele Ce mai are el, mă? Ce mai are el, mă? Sa.com. Scarmi. Ok. Nu o să dau nimic acolo. Pentru că n-are rost. Avem și noi Knight-ul pe post de defense. Mamă, n-am ce să-i fac aici. Aoleu, bă, întoarce-te, mă, prietene. Lasă fogul ăla acolo să facă treabă bună. Îl ținem pe ăla acolo în bombă. Mamă, frate, câtă viață are ăla, să nebunesc. Facem Baby Dragon plus Hog aici pe partea asta. Are Scarmiu. Ok. Trăiește Wizardul ăla, frate. Trăiește viața la maxim. Hai repede, Skeletons. Holy shit. Trebuie să luăm acum din pușul ăsta, din pușul ăsta trebuie să-l batem. Obligatoriu. Oh my god, yeah, brush. Good game, well played. E ok. Am pus o misiune. Gent, Royal Gent. Bă, fraților, cam atât cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa.